Și primele imagini din joc. Vin și ele imediat. Hai să vedem ce spune lumea, așa ca pronostic. Cine credeți că o să câștige dintre Western Wolves și Server Forge? Da, e Ben, ia e pe oameni la raport. Ce trebuie? Oh, scaunul, ce-ți mai face scaunul? Nu l-am auzit de mult. Opa! Hai să știi că m-am străduit să-l dau pe mut de fiecare dată când făceam o mișcare mai severă. Așteptăm doi jucători de la Western. A trecut ceva vreme de când... Încă un jucător, încă un jucător. Da. Vederea m-a obosit în această seară, dar mai rezistăm.
Bun venit, lead. Avem echipe complete. Întreabă dacă se înceapă runda de cuțite. Avem runda de cuțite acum. Avem 2 contra un jucător. HP de 45 contra 80. Nico fuge de ei. Și acum tocmai se învârte, nu știu de ce. S-a învârtit degeaba. Da. Încearcă și băieții să se simtă bine, să fie cât mai relaxant. Probabil că glumesc între ei. Bun, hai să vedem. Și eu merg pe mâna celor de la Western. Se atacă înăuntru pe rampă mică. Sau nu, posibil să facă rotație pe X1. Da, dar nu sunt intrat, dar vor intra rampă mică. Face și plantul. Foarte bine, Glaive. Nu se complică băieții de la Western. Multă răbdare. Și câștigă prima rundă. Pe scară și a fost dat din dreapta, foarte bine. Da, deci s-a atras atenția verde. Aici a ținut poziție scară să nu avanseze câte o scară. S-a scos pe X1, după care au făcut rotația la B. Aia s-a întâmplat. Acum din nou pe X1 Casper va avea de eliminat, însă nu reușește să elimine decât să facă puțin damage. Și cine avansează acolo de la Western? Să vedem. Neil avansează în Z la Server Forge.
Vedem MSL, să vedem dacă știe poziția. No, nu trebuia să se arate Nicolai. Morten este și el eliminat. Să vedem Neil. Da, frumos Neil. Pentru cei de la Western. Da, ar trebui să fie și cea de-a treia rundă tot a lor. Se pare că cei din Severforge n-au reușit să facă acea schimbare pe care au reușit Western în fața celor de la Fnatic. Și anume, Western au pierdut prima rundă în fața celor de la Fnatic. Dar așa, oricum i-au bătut în a doua rundă Echo și au reușit să facă scorul de 4-1. Au mult damage în ei băieții de la Silverforge. Se place plant în B în timp ce ceilalți vânează pe Nicolae. Vor ataca înăuntru băieții de la Western. Și acum intră peste Rasmus, însă Casper reușește să-l elimine pe MSL. Și 5-3 jucători. Rasmus reușește un smoke kill. Dar este eliminat de Neil. Să vedem ce face Nico cu polarul. E de urmărit, Nico. E de urmărit. E un polar foarte bun. Dar nu suficient. Era știut de Casper. Acolo aștepta de mult să iasă. Sedem va fi atac pe X1 cu schemă 3 verde, 1 mici și 1 scară. Vor aștepta cel de pe mici și cel de la scară va aștepta o confirmare a celor de pe verde. Nicolai, frate, te joci cu focul. Țin bine pozițiile, Denis acolo și Morten. Ei doi sunt foarte importanți. Nu trebuie să schimbe pozițiile. Și s-a dat confirmarea că se poate intra. Să vedem, vor intra verde. Și așteaptă încă scară și da, scară și mid vor intra cu întârziere. Acum încearcă să intre. Frumos Nicolai cu Casper. Casper ratează și reușește să-l elimine pe Glaive cu al doilea shot. Penny și Morten au ținut bine acolo. Au reușit să-i omoare. Da, au recuperat bine băieții de la Silverforge. Dar oricum
Ei joacă la partea ușoară acum. Se intră scară puternic și vor intra mid către X2, mid către X2, să vedem. Vor încerca să intram sus, sus în X2. Bun, Denis. Bun și Rasmus sunt în... Era un eco băieții de la Western, o singură armă aveau. Pai, nu am observat lucrurile acestea, nu știu. În fine, și Nico este eliminat cu un H în A. Și 3-3 recuperează Server Forge. După ce și-au cumpărat acum, cred că da, au fost în eco. Avut bani de full equipment și după o rundă pierdută cam greu. Acum Morton reușește un double kill și atât. Nicolae smoke kill. 3-2 jucători, sunt în superioritate numerică și statistică cei de la Server Forge. Posibil să fie runda lor și să fie în avantaj. Hai să vedem. Casper este 100 HP. Și nu ratează, îl elimină pe MSL, ceea ce este foarte bine, și Jacob sau Jacob, cum vreți voi să zicem, îi spunem Jacob românește, încearcă să facă, a făcut plan de fapt, dar îl așteaptă pe Casper pe mid și este eliminat. Și Casper se mișcă bine cu Polarul, din câte putem observa. A avut puține ratări, dar în momentele importante a tras bine. Preiau conducerea băieții de la Server Forge. Se vedem acum cum vor ataca băieții de la Western. Bomba este pe verde. Deci este cert că vor ataca la X1. Denis merge peste Jacob. Denis merge peste Jacob și le elimină cu headshot. Poziția midului este eliminată de la Western Wolves. Și acum Morton se va întâlni cu Nico. Să vedem. Și cred că s-a cerut pauză, cred. Da. Da, este o scurtă pauză. Sunt curios cum se cer aceste pauze sau... Nu știu. Intermediul cărui lucru. Nu știu, observ că atunci când se dă o pauză nu apare nicio comandă, cum că s-a cerut pauză sau... Da, de asta nici măcar încet ceva. De obicei, când au ceva de cerut sau când se plâng de anumite lucruri, cer pe chat. De asta sunt curios cum le cer pauzele sau... Nu, cred că serverele sunt controlate de ei, de echipe. Știi? Așa asta ar fi posibil. Văd că ei nu prezintă un e-boot sau un ESL boot pentru autocontrol, deci cred că unul dintre ei au acces. Come on. Avem ce face decât să așteptăm. Și-a revenit? Nu și-a revenit. Aici avem un terorist. Și aici jos avem un counter-terorist. Interesant. Să vedem cum stau băieții. Pe hartă puteți vedea după X-Ray. Doi jucători la verde.
Și un terorist tot acolo în spate, la verde. Avem încă un lup aici pe mid. Au poziții foarte bune cei din ServerForge. De singura șansă de a pierde runda ar fi să scape de sub control poziția asta aici la scară. Jucătorul Morton de la ServerForge. În avantaj, deoarece cei de la Western trebuie să coboare pe scară, asta înseamnă că pe scară e un alt recul până ajung jos. Depinde de ce flash-uri se folosesc sau depinde. Da, este pauză și vă spun și de ce. Cel puțin aici în loguri apare că Casper has left the game. Așadar, un jucător de la ServerForge a părăsit serverul. E vorba de Casper, jucătorul care îl vedeți și voi în imagine, care ținea rampă mică. Motiv pentru care s-a pus pauză. Așteptăm să revină pentru că suntem în mijlocul primei jumătăți a meciului și nu se permite să se dea un restart sau nu este cazul să se dea restart la halftime. Așadar, trebuie să așteptăm. Cred că asta este un avantaj al CSGO-ului, faptul că partea ține după runde sau după timp. Chiar Da, și pe public. nici în vechiul CS1.6 nu era o problemă, însă existau bug-uri majore în ceea ce privește pauza. Dar aici apare să se prezinte mai ok. Pe mid, aici văd că se pregătește Glaive cu un smoke, dar nu știu pentru ce. Super mișto și chestia asta cu X-ray-ul. Putem vedea unde sunt jucătorii pe hartă. Ține cam mult pauza asta, pare Casper să fie în continuare picat.
bun, jocul pare să nu-și fi revenit. Încă este pauză. Îl așteptăm pe Casper, pe fantoma noastră preferată. Am verificat și alte transmisii, au aceeași problemă, deci siguranță nu este o problemă la noi, stați liniștiți. S-a scos pauza, am revenit și din nou pauză. Era cât pe ce să cred că problemele s-au rezolvat. În fine, este de înțeles și trebuie să așteptăm. Pune niște ketchup. Da, i-am zis să-mi pună niște ketchup. În continuare e pauză, așa că trebuie să așteptăm, n-avem de ales.
Hai, hai, hai. Și iarăși hai. Ce țeavă are ăsta la polar, frate? Arată țeava la armă, în realitate. Da, și văd că are bipodul ăla. Știi pe ce se sprijine AVP-ul, da? Da, da. Nu o să-l vedem în viața noastră pus pe bipod. Cred că Counter-Strike-ul nu va ajunge la astfel de lucruri, nu cred că așa urmăresc ei. Nu, deci Counter-Strike-ul chiar și-a păstrat simplitatea, chiar dacă au adăugat decoy-ul, molotov-ul și alte arme noi. Sau cel puțin arme care au fost înlocuite. Cred că interesează mult mai mult jocul tactic. Nu dai seama. Asta se bazează și pe campionate 5 vs 5. Yep. Așteptăm, așteptăm și iarăși așteptăm. Dar nu uitați că nu așteptați singuri, așteptăm împreună.
Problemele par să persiste asupra jucătorului Kasper. O situație nefericită, dar important e ca noi să înțelegem această situație și să fim răbdători. Și a revenit! Oh, 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 oh. Au revenit în forță băieții. Și atacă MSL rapid, îl elimină pe Morton la scară, exact cum spuneam, jucător care de fapt nu trebuia să moară, a murit. MSL reușește în cele din urme să le elimine și pe Rasmus, Glaive pe Dennis și... Vorbesc așa că mi s-au adunat cuvintele în pauză, deci nu trebuie să-mi revin la viteza inițială. Deci hai să vedem care e situația. La 2 la 2 jucători, Nicolae e low HP, însă Kasper, cel care a fost picat, îl elimină. Și Glaive, cred că încearcă să meargă prin spatele lui Kasper sau nu. Va face plant în B. Băieții nu-l aud, abia acum reacționează. Kasper s-a oprit din nou, dar sper că nu din cauza unei probleme. A, nu, și-a revenit. Bun. Bun, l-a eliminat pe... Ho-ho-ho-ho-ho! Ce rundă frumoasă pentru Glaive! Cred că și eu au ținut multe glanțe în timpul pauzei. Oh, Kasper left the game, Kasper timeout. Din nou a picat, uitați-vă în stânga monitorului jos. Se vor reconecta băieții pe... Wow! Deci băieții se vor reconecta pe un alt server. Deci... Așa frumos a zis ăla încât am văzut și parola și adresa serverului și mie să nu intru pe ea. La asta mă gândeam și eu. Bine, nu poți intra să... Deci... Da, deci nu poți intra să-i... să-i deranjezi, dar totuși pare mea este să vă mai transmite. Nu știu, nu cred, tind să cred. O să stăm două minuțele după HLTV. Mai dai niște refresh-uri până atunci. Da, se reconectează și HLTV-ul. Da. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Și asta ce înseamnă? Da. Se va restarta tot jocul? Cred că au posibilitatea să pună scorul care îl doresc. Și toate lucrurile. Interesant. Deine Flaschen... Leader som and darlingen. Nu știu ce să vă zic, dragi prieteni, dar... Dar cred că... merită așteptarea. Totuși, nu văd decât 5 jucători conectați de la ServerForge. Băieții de la Western nu sunt obligați să schimbe serverul. Deci ăsta ar putea fi și motivul pentru care probabil restul jucătorilor nu s-au conectat încă pe server. Deci să vedem dacă vor rejuca sau dacă vor da... Fortified. Deși nu cred. Nu le stă în caracterul lor.
Au fost obișnuiți cu bun simț, până acum nu cred că vor schimba. Mhm. Bun, s-a conectat și MSL, mai sunt încă doi jucători de la Western, Nico și cine mai lipsește? Deci e Glaive, e MSL, e Jacob, e Nico și încă un jucător, hai. Ziceți băieți. Da, Neil și Neil, da. Ai dreptate. Da, deci joacă pe un server găzduit de ServerForge. Da, exact cum spuneau, ei au setat acum un TV password pentru că au fost unii casteri care s-au conectat direct pe server pentru a casta jocul, pentru a emite jocul online. Ceea ce nu se permite pentru că nu există un delay și e posibil monitor. Avem 4 jucători, hai. Conecta și Neil. Da, așteptăm pe Nico. Nico Schivet, Schifte de PC, deci cred că i-a dat un restart, nu știu de ce. Cred eu după. Jacob este pimp? Ce zici? Jacob este pimp? Posibil. Hai să ne uităm. Deci pe lista de pe HLTV îl avem pe pimp, Play, Nico, da. MSL. Da, 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 e pimp el. Și că încercăm să culegem câteva cuvinte. Iute, s-a conectat și Nico. Și se dă restart. Și că, deci au păstrat scorurile de 4 la 4. Deci ei joacă acum de la 4 la 4, mai încolo. Și au dat arme ambele echipe. Nu știu cât și-au dat gold. Și-au dat 5.000 gold, da. Și-au dat 5.000 gold și merg mai departe de la scorul de fapt de 4 la 4. Acum să vedem, se atacă pe B. Deci vedeți, situațiile nu scapă de sub control. Sunt foarte lejer și atens. Atent alese, Rasmus este eliminat în bombsite B, s-a întors cu spatele. Deci nu trebuie să disperăm în unele cazuri. Uitați, s-au găsit soluții, s-au dat bani, se joacă de la 4-4.
acum spuneam, bun simț din plin din partea acestor jucători. Da, foarte multă înțelegere. Până și tu, cei de la Western erau obligați să intre pe alt server, problemele aveau cei de la, de la server Forge. Avem bombă plantată în B. Nicol elimină pe Morton și acum Nicolae rămâne singur împotriva doi jucători Western. Să vedem cum se mișcă băieții. Da, fug băieții de Nicolae. Și Glaive îl elimină de pe scară. De pe scară trage și îl elimină pe... Avea destul de mult HP Nicolae. Da, avea, dar... Ce pot să zic? Deci în momentul de față, după spusele echipelor, acum este 5 la 4 în favoarea Western Wolves. Așa să vă gândiți. Deci nu este 1-0. Acțiune verde. Și se intră scară cu mici și vor prinde. Da, îi surprind pe băieții de la Server Forge și elimină. 6 la 4 scorul. Vă reamintesc, nu este 2-0. Nu, deci nu sunt român. După cum poți vedea și tu, aceste servere sunt de origine daneză, după steagul din joc. Deci uite-te sus, lângă round time, în stânga și dreapta sunt două steaguri specifice țării daneze. Să vedem, se intră pe X1 puternic de Western. Ce vor reuși să facă? Superioritate numerică pentru Server Forge, cel puțin pentru moment. Și Denis reușește să elimine Rasmus și el la rândul său. Și foarte bine au ținut de rundă. Tase 5 pentru Western. Se va juca... Neil face gălăgie mid și se retrage și el la rândul său. Merge și verde. Deci a făcut gălăgie aici. Acum merge și face gălăgie aici. În timp ce... Se va întâlni cu Nicolae. Se va întâlni cu Nicolae, Neil. În timp ce Neil face gălăgie aici, băieții vor intra și vor acapara Bombsite B. Oh, ce head a încasat Neil. A rămas cu doar 13 HP. Băieții din Server Forge în schimb știu că s-ar putea schimba situația. Dar nu reacționează. Glaive avansează peste baza celor din Server Forge, peste baza CT. Nicolae speră să-l mai prindă aici pe Neil, dar Neil s-a retras de foarte mult timp, este deja la scară. Deci a fost aici și a venit, s-a retras până când jucătorul de la CT a avansat. Nicolae îl elimină pe Neil și băieții din Server Forge se regrupează în bază Tero. Din nou o pauză care a fost scoasă la scurt timp și acum din nou este pauză.
Din nou pauză. Din nou pauză. Nu știu care este problema. Bun. A revenit. A revenit. Din nou mi-a stat ficat un loc. Cor de 7 la 5. E din echipa Western. Vor ataca înăuntru, pare, rampă mică cu rampă mare. MSL îl elimină pe Casper și să vedem Rasmus pe MSL. Morton și el pe Neil. 4 la 3 jucători. Poziții bune cei din Server Forge. Oh, ce frumos Jacob. Îl elimină cu heu pe Rasmus, 3 la 3 jucători, low HP pentru Jacob. Glaive este eliminat, Denis apasă rău de tot prin smoke și Nicolae avansează. Să vedem, nu se așteaptă Jacob. Nu se aștepta ca Nicolae să avanseze. Din nou zic băieții, pauză, că Jacob are probleme cu spike-urile. Da, Jacob are 104 ping. Da. Dar acum îi scade. Vedeți câte probleme au cu internetul străinii și nu se plâng de calitatea serviciilor și preferă să joace for fun decât să caute motive. Extraordinar de tare. Uite unde, deci de unde a dat Neil damage, deci Neil a dat damage prin acel perete, deci a dat ceva de genul, i-a dat damage lui Nicolae, uitați-vă că mai are doar 75 HP. Wow, ce wallbang-uri sunt pe CSGO ăsta, nici nu credeam, deci nici nu credeam. Da, Neil și-a terminat treaba acum. Da, l-a eliminat pe Nicolae. Oh, frumoasă rundă pentru Server Forge. Au egalat 7-7 scorul. Vor ataca pe X1 mid cu verde. Și să vedem ce face Nicolae. Reușește să elimine, dar este și el eliminat. Frumos Casper. Morton, wow, one hit, one headshot.
pentru Jacob. Par să se țină puternic băieții ăștia din Server Forge, parcă un 8-7 acum. Da, 8-7 și s-a făcut swap-ul de halftime. De Server Forge au conduc cu scorul de 8-7. Mulțumesc, Iben, că îi ții pe băieți pe chat informați. Și acum se începe de la a doua jumătate. Deci acum suntem în second half time. Nu suntem în prima jumătate, ci în a doua jumătate a meciului. Să vedem, Server Forge pregătesc o intrare pe mid puternică, rău de tot. Și să vedem, Casper nu reușește să le elimine pe Glaive. În continuare, superioritate numerică pentru Western. Oh, ce frumos, Denis. Dar rămâne... Și acum vine Morton să facă plantul și nu se așteaptă ca MSL să fie pe bombsite A. B, pardon. 9-7. Hai. Acum băieții de la Server Forge fac o schemă asemănătoare Western Wolves. Oh, ce he! Ho-ho-ho. Ce he a aruncat Glaive la rampă mică și i-a secat pe absolut toți băieții din Server Forge. Vreau să anunț pe cei de pe care ne urmăresc că să nu se lase păcăliți de tabela de sus. Mă refer la culorile echipelor. Da. În față, cei de la Western sunt Hunter și cei de la Server Force sunt Terror. Exact. Deci Western Wolves acum, da, tu ții up to date scorul, observ, ceea ce e foarte bine. Nicolai, mult damage de la he. Neil se va întâlni cu Morton. Îl lasă în low HP, doar 6 HP, însă este eliminat. Și Nico termină treaba lui Neil. Foarte frumos, Jacob. Elimină 2 adversari pe A. În zona aceasta. Să vedem, nu reușește să le elimine și pe Denis. Și 2-2 jucători, ambele echipe au very low HP. Unul la unul. 11 HP versus 19 HP cu presiunea bombei plantate. Și câștigă Denis în fața lui MSL. Rămâne cu 5 HP.
Cred că tabela pe care am pus-o eu a fost puțin greșită. Din noile calcule ale mele, în momentul de față, cred că scorul este 9 egal. Da, este, este 9 egal. Rasmus îl elimină pe MSL. Glaive, să vedem ce face. Schimb de jucători. Un jucător pe un jucător. Deci scorul în momentul de față este de 9-9. Nico, frumos headshot. Cu dedicație specială pentru Casper. Și runda câștigată de ServoForge. Schimb de focuri în bombsite B, să vedem Glaive, reușește să-și elimine un adversar. Neil termină treaba și cu siguranță o rundă câștigată de Western Wolves. Asta va primi și un head, 3-3 HP, mult de față. Jacob urcă scară și se va întâlni probabil și Casper, da. Zece, galează cei din Western Wolves. Un match strâns, au mers tot la egal, tot la egal. Avem semnal pentru cei de la ServoForge, ca să intre. Intre în A, care este safe. Nicolae merge cu bomba spre B. Va întâlni acolo cu MSL, care MSL și omoară. Unsprezece la 10. Spune! Da, știți, la Sărbă Furs un deco, mă uraș pe verde. Reușesc să elimine două arme. Nu erau eco? Uși pe pistol și am crezut că sunt eco. N-au avut nicio grenadă. Cât este? 12-10? Da, 12 la 10. 12-10 în favoarea celor de la Western Wolves. Par să câștige teren băieții.
Dacă vor câștiga și această rundă, pe Western Wolves, din punctul meu de vedere, au au asigurată victoria. Un meci atât de strâns, crezi că se va întâmpla așa ușor? Da, pentru că Server Forge vor fi aruncați în eco. Uite-te cât gold au băieții, 50-100 gold, alții au 0 gold. Da. Deci vor fi în eco, motiv pentru care Western Wolf din nou vor avea... Asta ne însemna undeva la... Acum, dacă câștigă runda, va fi 13-10. 14-10. Mai au încă o șansă, totuși. Eu cred că vor lupta mult pentru aceasta. Oh, ce gold, doamne. Scuzați-mă, nu gold. Ce economie bună au cei din Western Wolves, câte 10k, câte 11k bani. Oh, un he foarte bine dat, cel doilea pe măsură. Da. Din nou au reușit să doboare cu un he adversarul. Deci acum este scorul de 13-10 și cu runda asta va fi 14-10? Da. Deci acum este 14-10. Asta este șansa celor de la Server Forge. Da. Dacă nu câștigă această rundă, probabil va fi GG pentru cei de la Western. Și vor ieși la scară băieții, da, pe X-ul nu vor ataca. Rasmus îl elimină pe Neil. Au șanse. Bombă plantată. 4-3 jucători. O, Jacob a avut o poziție foarte bună. Și să vedem GG sau nu pentru... Oh, ce frumos, Nico! Match point pentru Western Wolves, 15-10. GG! Da. Da, premiul este un covrig, de spunești tu, GG. Este match point pentru Western Wolves. Da, văd că se grăbesc băieții de la Silver Force să intre pe X1. Dau tot ce pot. Nu prea reușesc. Oh, Neil, ce reflex. Și se dă GG, well played. Și cam asta e.